Bună seara! Bine ați venit la întâlnirea prilejuită de lansarea volumului lui Matthew White, Marea Carte a Inumanității, istoria ororilor în 100 de episoade, un volum care a apărut în colecția Istoria Editorii Humanitas, în traducerea Danei Vigiailin. Este, din mai multe puncte de vedere, o carte neobișnuită. Autorul Matthew White, care nu este de profesie istoric, ci bibliotecar la Tribunalul Federal din Richmond, Virginia, s-a specializat de-a lungul timpului în ceea ce el numește antrocitologie sau necrometrie, adică studiul atrocităților sau știința numărării morților, să zicem. Matthew White a studiat ani de zile numeroasele date statistice, surse istorice, izvoare istorice și așa mai departe, pentru a aduna la oaltă cele mai ucigătoare evenimente din istorie, anume cele 100 de conflicte care au făcut cel mai mare număr de victime în istoria umanității. Astfel, în centrul acestei cărți nu se află șefii de stat sau mari comandanți militari, deși veți găsi portrete memorabile al unor personaje precum Timur Lenk, Mao sau Idi Amin, ca să dau câteva exemple, dar în centrul cărții se află victimele. Nenumărații anonimi care au pierit de-a lungul vremii din cauza nebuniei, a ambiției, a lipsei de scrupule a conducătorilor. Și tot așa cum scrie despre cei mulți, Matthew White scrie pentru cei mulți, adică pentru publicul larg, deși iarăși se poate spune că cartea lui a fost foarte bine primită și în rândul istoricilor. Se va vorbi cu siguranță în continuare și despre talentul de povestitor al lui Matthew White sau despre umorul negru cu care își garnisește relatările. Invitații din această seară sunt trei personalități foarte îndrăgite. Scriitorul Mircea Cărtărescu, criticul și istoricul literar Dance Mihailescu și scriitorul și jurnalistul Radu Paraschivescu. Având norocul unor asemenea vorbitori, n-am să mai țin microfonul și am să-i dau cuvântul lui Radu Paraschivescu, dacă sunteți de acord să începeți. Da, mulțumesc. Și vă mulțumesc dumneavoastră pentru că ați venit la o carte care n-are o tonalitate veselă, nici n-ar fi avut cum. Înainte de asta, complimente lui Dan Flonta pentru munca de redactare pe care a făcut-o, pentru că să faci redactare la 700 și ceva de pagini, lăsând la o parte tonul general și tema cărții, e o performanță. Complimente și Dani Vigiailin, probabil și pentru felul reușit în care a trecut peste crampele de metabolizare a textului, pentru că e un text greu de dus. Chiar dacă Matthew White pune în el tot felul de ingrediente, aș spune că e o carte care are câteva paradoxuri în ea. Pe primul, cel puțin eu nu l-am văzut în dedicație, Matthew White își dedică volumul părinților, mamei care i-a instilat simțul umorului și tatălui care i-a instilat simțul dreptății. Recunosc că m-aș fi așteptat dintr-o preconcepție să fie invers. Tatăl să fie cel cu umor și mama cu simțul dreptății. Dar, repet, e o preconcepție. În al doilea rând, e un autor pe care îl cheamă White și care scrie despre ceva foarte negru. În al treilea rând, e o carte în care victimele, mai ales în timp de război, sunt mai ales civili, nu militari. Cu două excepții, pare mi se, războaiele napoleoniene și al doilea război mondial, era mai bine să fii în armată decât în afara ei, în caz de conflict. Recolta, coasta cea mare, vine mai mult printre civili decât printre militari.
E o carte scrisă cu niște forme de clan 2 pe care le practică Matthew White, pentru că altfel, dacă am fi avut doar un catastif de orori, poate că nici n-am fi dus lectura până la capăt. Și o carte care ne modifică un pic unghiul de vedere, fiindcă noi suntem prizonieri imediatului și atunci pentru noi mari făcători de rău sunt cei din imediat. Sigur că au existat două războaie mondiale, sigur că a existat un Stalin, sigur că a existat un Mao, un Hitler, dar de fapt ce ne doare pe noi și pe acum mai rău și mai rău este axa răului. Este ce se întâmplă în Asia, de pildă. E bine, Saddam Hussein abia prinde locul 100. Cât a fost el de balaur, abia a prins ultimul loc de calificare în această antologie a ororilor. 300.000 de morți. 300.000 de morți e parfum, da. Un alt paradox îmi vine acum în minte, în același an mor și în aceeași perioadă trăiesc Gengis Khan, care la egalitate cu Mao este cel mai mare corsaș cu 40 de milioane de victime la activ. În același an și în aceeași perioadă cu Gengis Khan trăiește Sfântul Francis din Assisi. Și avem de o parte oroare absolută, de partea cealaltă exemplaritate. Cartea e plină de asemenea inserții, tocmai pentru că o contabilitate pură a morților din războaie, din epurări, din tot felul de cataclisme induse de om, ar fi fost searcădă. E o lectură, n-aș putea să spun fascinantă, e o lectură necesară, pentru că, repet, ne modifică și ne calibrează un pic percepția. Suntem câteodată prizonierii celorlalte arte. Vedem un film de genul Last King of Scotland și ne concentrăm pe jocul actorilor. Vedem un Forest Whitaker formidabil în rolul lui Idi Amin, vedem un James McAvoy la rândul lui formidabil în rolul medicului personal și tindem să literaturizăm sau să cinematografizăm perioada Idi Amin. Tindem să trecem un pic peste ce a însemnat această oroare bipedă în istoria Africii. Și așa mai departe. Repet, e o carte care te pune în situația inconfortabilă, dar până la un punct normal, de a trece prin istoria lumii cu această pereche de ochelari, numărând morți, din războaiele medice și până la începutul secolului 21. Sigur că există și elemente de pedanterie. La fiecare întâmplare, nenorocire de genul ăsta, Matthew White are un chenar, o casetă tehnică. Care a fost cauza, care a fost principalul vinovat, câți morți au fost, unde s-a întâmplat nenorocirea și ce ocupă în clasament. Criteriul de prezentare este cronologic, dar la sfârșitul cărții, înainte de anexe, aveți și un clasament descrescător al celor 100 de orori. Și cred, Dane, că am ținut microfonul prea mult și te rog să-mi spui cui îl dau. Dacă îmi permiteți, înainte de a-i da microfonul de domnului Dance Mihăinescu, v-aș citi un fragment care poate dă o idee mai bună despre criteriile și valorile după care s-a ghidat Matthew White atunci când a selectat evenimentele cuprinse în acest volum. Spune Matthew White: atrocitologia este în miezul disputelor istorice majore. Oamenii nu se contrazic în privința istoriei convenabile. Se contrazic în privința cui l-a omorât pe bunicul cui. În cazul unui subiect deosebit de controversat, doi istorici aflați la cei doi poli al politicii pot să acopere aceeași materie și totuși să pare că discută despre două planete cu totul diferite. Uneori, narațiunile nu se suprapun deloc și e aproape imposibil să le aduce la un numitor comun. Tot ce pot să spun este că am încercat să urmez consensul oamenilor de știință, iar atunci când sprijin punctul de vedere al unei minorități, o să vă semnalez acest lucru. Ca să nu nedreptățesc nicio tabără, am ales cu grijă 100 de evenimente care se detașează în privința victimelor făcute de oameni printre semenii lor, indiferent de cine a fost implicat sau de motivul pentru care a făcut-o.
Pentru a pune în evidență baza statistică a acestei liste, am rezervat evenimentelor respective un spațiu proporțional cu gravitatea lor. Câteva milioane de victime ocupă mai multe pagini, în vreme ce câteva sute de mii ocupă câteva paragrafe. Cel mai nimicitor eveniment are parte de cel mai lung capitol. Una dintre modalitățile obișnuite de a distorsiona datele istorice este să stabilești din capul locului că anumite masacre sunt mai grave decât altele, așa încât numai ele merită să fie luate în calcul. Gazarea minorităților etnice este mai gravă decât bombardarea orașelor, care este la fel de gravă ca împușcarea prizonierilor de război, care este mai gravă decât metralierea trupelor inamice, care este mai puțin gravă decât jefuirea băștinașilor din colonii. Ceea ce înseamnă că sunt luate în calcul masacrele și foametea, nu și raidurile aeriene sau bătăline, sau poate pe invers. În orice caz, filozofia mea este că n-aș vrea să mor în niciunul dintre aceste feluri, așa încât iau în calcul toate masacrele, indiferent cum și cui i s-au întâmplat. Domnule Dance Mihailescu, mulțumesc mult și bună seara. Aș vrea să vă descurunt un pic, pentru că am intrat prea abrupt în atrocitologie. Vreau să vă spun reacția mea când am terminat cartea, am citit-o zilele în șir cu creionul în mână. Îmi pare rău că Radu Paraschivescu mi-a luat înainte la Digi24 cu prezentarea. Eu avea să-mi săptămâna la dictitare. Dar vă spun că am ieșit din ea exact cu senzația cu care ieși dintr-un volum de Ciorar. Sunt atât de minunat etalate grozăviile și ororile, deznădejdea totală, sfârșitul lumii, apocalipsul, vorba lui Cioran, tu te futi, moșe, încât poți să ieși optimist, nu zic, dar cu o bucurie de a fi extraordinar. Baia asta de orori, în care vezi că formula lui Eminescu, care este luată din Schopenhauer, este extraordinar de adevărată și reală. Rău și ură și sânge, dacă nu sunt, nu există istorie. Istoria are o față frumoasă, creativă, minunată, dar are și umbra ei, fața aceasta înfiorătoare de oroare și de inumanitate. E, atât de bucuros ești la sfârșitul acestei cărți, că ești totuși fiu, încât uiți lecția de bază a acestei cărți, care este o carte care te calcă în picioare, te copleșește și te face praf. Și se arată că omul este o simplă cifră. În ochii istoriei, în ochii puterii, în ochii claselor politice, în ochii conducătorului, popoarele, masele, sunt niște statistici, niște cifre. E, când treci prin această baie de acizi și ești totuși viu la capătul ei, vă rog să credeți că ești impetuos, ești pieptos. Cu acest fond, pe acest fond vreau să vin la carte. Sunt invidios că Radu Paraschivescu i-a luat chestia cu dedicația, care este excepțională, într-adevăr. Atenție, dacă omul ăsta are atâta curaj, atâta talent de a ne face cu ochiul, de a ne face complice și de a face de vreo 10 ori opere de Lucian Boia, răzând taburi cu o nonșalanță nebună, unul după altul, și am să vi le spun în continuare, dacă reușește, este pentru că nu este istoric de meserie și mai ales nu este profesor de istorie la niciuna din universitățile lumii. Asta este extraordinar de important. Este bibliotecar la un tribunal federal din Virginia. Bibliotecar. Ori dacă nu aparține de niciun sistem de comandă, nici de stânga, nici de dreapta, nici eurocentric, nici americanofil, nici rusofob, nici chinofil, chinofil nu de la Crin, de la Pechines, de la Petin, adică. Deci omul ăsta este liber să înșine toate lucrurile de acest gen. Și atât, acum sunt invidios și pe domnul Flonta, că mi-a luat primul citat, să vedeți cum dispare încă de la pagina 15, una dintre cele mai complicate, mai delicate, mai greu de abordat probleme ale istoriei, care este rezumată în formula monopolul suferinței. Există o etnie, există o istorie, există o perioadă, există un loc geografic, există o entitate care își poate aroga
monopolul suferinței, noi am fost singuri care am suferit ceva? E bine, nu. Omul nostru spune nu. Și de pildă începe chiar cu Holocaustul și spune că gazarea minorităților etnice este mai gravă decât bombardarea orașelor, care e la fel de gravă ca împușcarea prizonierilor de război, care este mai gravă decât mitralierea trupelor inamice, care e mai puțin gravă decât jefuirea băștinașilor din colonii, ceea ce înseamnă că sunt luate în calcul masacrele și fapt. Deci tot ce vrea el să arate este că nimeni de-a lungul istoriei nu poate să spună că a suferit ceva deosebit față de alții. Există istorici care de ani și ani spun că hitlerismul și Auschwitz-ul au unicitate, și că genocid, deci masacru planificat, nu a fost decât acolo. E bine, sunt N locuri în această carte în care ci se demonstrează inversul. Apoi, curajul lui merge pe mai departe. În primul rând ne dă trei legi, legități, trei numitori comun pe care i-a descoperit el. Primul este că haosul este mai ucigător decât tirania ca atare. Legea numărul 2. Lumea este foarte dezorganizată. Majoritatea războaielor nu încep limpede cu declarații și mobilizări și nu sfârșesc toate cu capitulări și tratate. Soldații și popoarele nu pregătesc să treacă în cealaltă tabără în toiul războiului, adeseori chiar în timpul bătăliilor. Cu asta relativizează, nu vă dați seama ce mari mase de istoriografie sunt relativizate, dintr-o dată sunt flexibilizate de teoria lui. În sfârșit, ceea ce eu personal nu m-am gândit, nu mi-am dat seama în viața mea, într-adevăr, războaiele ucid mai mulți civili decât soldați. Civilii, chiar dacă nu sunt masacrați sistematic, sunt de obicei jefuiți, izgoniți sau lăsați să moară de foame. Cu toate astea, povestea lor nu este spusă mereu nouă. Noi ne axăm pe militari, pe războaie și nu observăm că, de fapt, cei care duc greul războiului suntem noi, muritorii de rând, femeile violate, țăranii cu averile puse, ticte, etc., etc. Acum, aveți în carte diverse, nu anecdote, dar sunt și lucruri care te descruntă un pic, tocmai prin faptul că îți prezintă monstruozitatea într-un mod chiduș, dacă acceptați un oximoron de acest gen. Adică atrocitățile sunt atât de feeric puse în pagină, încât noi știam că Antonescu, de pildă, a împușcat la Odessa câte 100 de localnici pentru fiecare soldat mort. E bine, a fost înaintea lui, prin timpul războaielor punice, un tip care a omorât 7.000 de localnici pentru un general linșat. Și acum, iată să vă dau un astfel de anecdotă, care nu e anecdotă, vine de la Petru cel Mare, un personaj la ordinea zilei, inclusiv în România noastră. Petru cel Mare l-a descoperit pe domnul Wilhelm Mons, care avusese o relație amoroasă cu a doua soție a lui Petru, Ecaterina. Astfel încât Petru a poruncit ca după execuție, capul tăiat al sfetnicului său să fie pus într-un borcan cu alcool și așezat pe noptiera soției, pentru a-i ține de urât. Timp de mulți ani, capul conservat al lui Mons și cel al surorii sole Ana, presupusă mijlocitoare a relației, au putut fi văzute în cabinetul de curiozități în Kunstkamera, Muzeul de Științe al lui Petru cel Mare, alături de colecția lui de pitici. Astea sunt scene, este mână de romancier, este ochi care știe să facă decupaje. În sfârșit, nu puteam să nu mă opresc la un capitol, pentru că este foarte văduvit în istoriografie și chiar în mass media de la noi. Dacă faceți o rapidă ochiometrică analiză, 90% din filmele de pe Viasat History, BBC, 90% îi arată atrocitățile nazismului. Ce a făcut Stalin, ce a spus Lenin, toate decretele acelea în care spunea că dacă 90% din poporul rus refuză bolșevismul, acei 90% trebuie să dispară și să rămânem numai noi, cei 10% bolșevici.
Astea sunt chestii pe care istoriografia occidentală, preponderent de stânga, preponderent corectă politică, preponderent în linia socialismului francez, le lasă în planul 2. E bine, foarte rar vezi în cărți de istorie lucruri de acest gen. Că în anul în care, nu știu cine era, Maxim Gorki sau un Cehov, să spunea, a, cred că în Livada de Vichy, omul, ce minunat sună acest cuvânt, în anul ăla Stalin împușca 1.500.000 de membri de partid, din partidul lui. E uite, a lichidat din propria lui armată Stalin 43.000 de ofițeri. Stalin a executat 3 din 5 mareșali, 15 din 16 generali de armată, 60 din 67 de comandanți de corpuri de armată și 136 din 199 de comandanți de divizii. Pe ansamblu, o treime din toți ofițerii au fost arestați și împușcați, ceea ce depășește numărul ofițerilor care aveau să moară în următorul război mondial. Ăsta și-a decimat armata, adică și-a tăiat singur canga de sub picioare. În sfârșit, Gerich Jagoda, cine știe din lume de Jagoda, de Beria, de Jeziu, toată lumea știe de Heydrich, de Himmler, de Göring, dar de ăștia nu știm nimic. Jagoda însuși, care a făcut marea epurare, cade și el victimă epurării. Și vine Nicolae Iejov, care continuă și el opera de decimare a lui Stalin, 7 milioane de arestări, 1 milion de execuții și 2 milioane de morți în lagările de muncă. Toate astea numai în 2 ani. După un timp a ieșit și Iejov din grațiile lui Stalin, fiind înlocuit în 38 cu Laurenti Beria, care îl execută pe Iejov, predecesorul său, în 40. Și apoi este tot felul de cifre așa ușoare, suave. În pădurea Bicvinia s-au găsit alături de Kiev 200.000 de cadavre într-o comune, lângă Petersburg 30.000 de victime îngropate în neglijență la Rievski, 25.000 de morți la Levașov, la Butovo încă 25.000 de victime și evident că în felul ăsta avem și Catinul, care apare foarte rar în cărțile de istorie. Astea vă spun că sunt niște tabuuri, niște reguli tacite care se păstrează în istoriografie și care aici sunt îndepărtate una câte una, fără răutăți, fără răzbunări. În sfârșit, sunt bucuros că pot să atac și în acest loc istoriografia franceză care ocultează sistematic masacrul din Vandea. Toată inteligenția europeană a fost educată în mitul Revoluției franceze de 1789, egalite, fraternite, nu știu ce, care era exact stăpânica Revoluției bolșevice și se lasă mereu Vandea la o parte. El vine exact ca un, exact cum vine Jean Sévillia în Cartea Neagră a Revoluției franceze și ne amintește, alo, alo, a fost o revoluție, a fost o chilotină, acolo s-au desfundat morminte, s-au distrus catedrale, i s-a dat foc preoților, au fost violate zeci de măicuțe din așezămintele din mănăstire, acolo a fost genocid planificat. Meno, genocid nu, meui, spune el. S-a dat ordin de sus, ca în provincia Vandea, unde a fost o contra-revoluție și ea s-au opus revoluționarilor, s-a dat ordin să fie exterminați toți, de sus și până jos, inclusiv nou-născutul din copaie. Și au fost luați câte 2-3 copii vii, au fost legați cu sârmă și au fost aruncați în râu. Și astea se raportau, nu erau cifrele dușmanului, erau chiar cifrele lor pe care le raportau lui Robespierre și lui Danton sus. Deci apare aici negru pe alb că în regimul terorii, egalitei, libertei, fraternitei, au fost decapitați 40.000 de dușmani ai statului, cei mai mulți fără să aibă parte de proces niciodată. În Vandea s-a dat ordin să se execute familii întregi. La Nantes, prizonierii condamnați de toate vârstele și sexele erau despuiați și înghesuiți în barje, unde erau încuiați sub punte. Apoi barjele erau scufundate cu oamenii care se înecau de vii în fluviul Loara. Leșatul cea de Loara. După ce erau lăsate pe fund destul timp ca să dispară orice poncă de aer, barjele erau ridicate din nou la suprafață, golite și încărcate cu altele de prizonieri. Deci, cartea asta nu este de
de răsfoit este de citit în ceea ce este de, de păstrat în bibliotecă și revenit la ea ca la o hârtie de turnesol. Oricând citiți o carte de istorie, istoria de regulă este politizată în fel. Noi în România avem istoria ale României liberale, conservatoare, țărăniste, legionare, academice, greu să spui, a trebuit să vină Keith Hitchens ca să facă, nu mai trebuie, fac istorii obiective. În sfârșit, închei, deci aveți două pagini care se dau cele 100 de masacre și vă spun, aici trebuie să dezbatem, să ne gândim. Eu personal am suferit enorm că pe locul întâi nu este comunism. Pe locul întâi este cel de-al doilea război mondial. Autorul spune cinstit, aici n-am avut ce face, comunismul durează, se desfășoară ca un acordeon pe 70 de ani, ajunge în cifre maximale la 200 de milioane de morți, în alea minimale la 70-80, dar este atât de întins, atât de larg arcul, de timp încât nu pot să-l pun pe locul întâi la cel mai mare masacru din istoria lumii. Și atunci lasă cel de-al doilea război mondial, care față de atrocitățile și crimele comunismului pe toate cele, pe toate continentele este, nu zic o joacă de copil, dar este mult jos. Deci părerea mea de rău este că nu comunismul iese drept marele hăbăitor de vieți și războiul al doilea. Dar aici discutăm, dacă vreți, am și locul din carte pe care zice, dar eu zic că de unde a spus că vă descresesc, cred că v-am încruntat mai rău. Îmi pare rău. Un singur lucru. Am stabilit, iată-mă, am stabilit cam ce atitudine s-ar cuveni să avem în mod igienic față de mândria de a fi român. E după cartea asta, putem discuta despre mândria de a fi om. Atât. Am să preiau o clipă firul lansat de domnul Dance Mihailescu pentru a oferi legitimitatea autorului, dar pentru a arăta punctul său de vedere de ce este primul, al doilea război mondial pe locul întâi în clasamentul ororilor. În dreptul celui de-al doilea război mondial, Matthew White contabilizează 66 de milioane de morți, o cifră despre care spune chiar el că este aproximativă, însă el mai are niște detalii, anume ajunge la concluzia că al doilea război mondial se află în frunte în ierarhia ororilor și la categorii mai specifice. Și am să vă citesc pasajul relevant. Judecând după mai multe criterii, cel de-al doilea război mondial a provocat mai multe victime decât orice alt eveniment din istoria cunoscută. Luat ca întreg, a fost cel mai ucigător eveniment din istorie. De asemenea, a fost cel mai ucigător eveniment din istorie pentru multe națiuni. Rusia, Polonia, Japonia, Indonezia și Olanda, ca să pomenim doar câteva, și pentru diferite categorii de victime, precum militarii, prizonierii de război și evrei. Comisia US Strategic Bombing Survey a afirmat că, citez, probabil la Tokyo și-au pierdut viața într-un răsim de 6 ore mai mulți oameni decât în orice alt moment din istoria omenirii. Este vorba de bombardamentele americane asupra Tokyo-ului din noaptea de 19 martie 1945. S-ar putea să fie adevărat, dar totul depinde de cifrele pe care le acceptăm. Totuși, eu înclin să cred că cei mai mulți oameni omorâți de mâna omului, într-un interval foarte scurt de timp în întreaga istorie, sunt cele 120.000 de victime ucise aproape pe loc la Hiroshima. Pentru a ucide 1,1 milioane de oameni la Auschwitz, a fost nevoie de mai mult timp. Însă probabil că acesta este locul în care s-au săvârșit cele mai multe omoruri pe metru pătrat din istorie. Cea mai sângeroasă bătălie din istorie a fost probabil asediul Leningradului, dacă socotim și militarii și civili omorâți, sau asaltul Stalingradului, dacă socotim doar militari.
sau de nu, una dintre celelalte mari bătălii de pe frontul rusesc. Am să-l rog în continuare pe domnul Mircea Cărtărescu să ne vorbească despre impresia pe care i-a lăsat această carte. Domnia sa a dezvăluit deja că este o carte care i-a schimbat ideile despre om și istorie. Da, și de fapt n-ar fi trebuit să fie așa. Pur și simplu s-a întâmplat să fie o schimbare în felul meu de a vedea lucrurile în privința a ceea ce este omul până la urmă, a ceea ce suntem cu toți. De ce spun că n-ar fi trebuit să fie așa? Pentru că aceasta nu este, cartea aceasta lui Matthew White nu este cu adevărat ceea ce am putea înțelege noi printr-o scriere științifică. Iar dacă știința istoriei nu se poate numi la fel de legitim știință, precum științele exacte, totuși istoricii de meserie, de profesie, istoricii care fac istorie cu adevărat, cred că ar privi cu destulă suspiciune această carte. S-a și spus aici că de fapt noi avem de-a face cu un fel de diletant superior. Matthew White este un om care nu funcționează în cadrul unui sistem, unui sistem academic, unui sistem științific. Iar Dance, care a spus lucrul acesta, a spus cu atât mai bine, cu atât mai bine. Dacă am înțeles eu bine, diletanții sunt cei care au șansa să găsească mai ușor fisura în pereții științei lor, fisura aceea benignă, fisura prin care o știință crește și se dezvoltă. Dacă n-ar exista aceste fisuri, noi am fi pentru totdeauna închiși într-un cilindru de beton din care nu am găsit nicio ieșire. Știința n-ar mai fi posibilă. De multe ori, și în medicină, și în alte domenii, dezvoltarea s-a făcut fie prin accidente de toate felurile, ca descoperirea penicilinei, fie prin opera unor diletanți superiori de felul acesta. Unor oameni, hai să zicem, unor amatori în sensul etimologic al cuvântului, unor oameni care iubesc cu adevărat anumite zone, anumite domenii acoperite de știință sau pe jumătate acoperite de știință. Aici, în privința acestei cărți, există mai multe, capete de discuție, mai multe fire de discuție la diferite planuri, între care aș zice să începem cu începutul și anume cu cartea în sine. Ce fel de carte este aceasta? Eu cred că ea este o carte mai curând de știință popularizată, într-un fel, minunată, de altfel, în interiorul acestei convenții. Este o carte care face vizibilă istoria, o face concretă, o face limpede și acesta este un paradox, exact cum spunea Radu, unul dintre paradoxurile cărții. Pentru că, de fapt, ar fi trebuit să se întâmple exact invers. Fiind vorba de o carte construită pe statistici și pe clasamente și făcând parte din acest trend al clasamentelor, dacă vă uitați pe internet, sunt nenumărate clasamente. Primele 10 filme făcute la Hollywood, primii 10 ucigași în serie, primii 10 sau 100, nu mai știu cine. Ei, e o modă a clasamentelor și cartea aceasta se înscrie în această modă și orice clasament presupune cifre. Un clasament este de obicei cantitativ înainte de a fi calitativ. Ei, dacă noi am fi primit numai statistici goale din partea lui Matthew White, rezultatul ar fi fost exact inversul celui scontat. Nu, cartea aceasta nu ne-ar fi schimbat impresia, părerea despre istorie, despre om, despre ce fel de fiară este omul sau ce fel de înger este omul. Dar aici intervine șmecheria și aici intervine talentul despre care s-a vorbit deja, de scriitor și de, știu eu, de artist al acestui om. Toate statisticile lui, de fapt, sunt îmbrăcate. Sunt statistici îmbrăcate, nu sunt statistici goale. Pentru că se știe și s-a spus, un om care e omorât în fața ta
este un spectacol înspăimântător care te cutremură. Dacă îmi spui 100.000 de oameni au murit nu știu unde, nu mai înseamnă nimic pentru tine. Pentru că sunt cifre. Naziștii și probabil toți acești conducători scelerați ai oamenilor din totdeauna, din perioada istoriei despre care vorbește cartea aceasta, vorbeau în cifre. Ei discutau în cifre. Erau oameni cu mânecuțe negre. Nu erau cei care se duceau și hăcuiau cu iataganul sau cu mitraliera sau cum mai știu eu ce altceva, oameni vii aflați în fața lor. Nu, ei spuneau exterminați 10.000 de oameni sau 100.000 de oameni sau radeți de pe fața pământului orașul cu tare. Și pe asta se baza cinismul extraordinar cu care ei duceau la îndeplinire și inumanitatea și mecanicul cu care ei duceau la îndeplinire aceste fapte odioase prin călări, prin alți oameni, prin cei care se ocupau concret de lucrurile acestea. Dar de la prima pagină a acestei cărți mi-am dat seama că nu e vorba despre așa ceva. Că e vorba despre o istorie colorată de mână. O istorie colorată de mână, un fel de carte de poze a istoriei din ultimele, de altfel o secțiune infimă a istoriei. E vorba de istoria scrisă, istoria de când există scrierea, istoria umanității recentă, de la Revoluția Neolitică încoace, ba chiar și mai dincoace. În toată această perioadă s-au petrecut firește aceste atrocități, dar ceea ce contează în această carte este felul extraordinar de plastic și, aș spune eu, de interesant din punct de vedere estetic, din punct de vedere artistic, în care autorul prezintă aceste tablouri istorice. Cei doi minunați antevorbitori ai mei au citat lucruri extraordinar de plastice, pe care le-ar fi putut scrie Marquez, pe care le-ar fi putut scrie cum se numește autorul chinez care a luat premiul Nobel, Moyan, exact, pe care le-ar fi putut descrie Lyosa, de pildă. Deci, mari scriitori. El, de fapt, procedează în felul următor. În jurul celor 100.000 de morți, el construiește un tablou vivant. Adună din istorie lucrurile pitorești, lucrurile interesante și face un fel de colecție de mărgelușe istorice în jurul acestor genociduri îngrozitoare, în jurul acestor fapte absolut oribile și care sunt grațioase. Care sunt grațioase, care sunt interesante estetic, care ne stârnesc de multe ori zâmbetul, râsetul, râsul și nu ne încrețesc pe pielea pe noi. Și la început am fost foarte enervat de lucrul ăsta și chiar am scris în jurnalul meu, zic, omul ăsta își bate joc, e vorba de 100.000 de oameni și el face câte un banc, așa, câte o glumiță despre faraon sau mai știu eu cu cine a început el cartea aceasta. De fapt, pe parcursul lecturii cărții îmi dădeam seama că nu s-ar fi putut altfel. Nu se putea altfel. Așa trebuie scrisă o carte despre atrocități. Așa cum peste un pește, peste un somon prea gras, storci la muie. Ironia, umorul, uneori puțin cinic, foarte rece și foarte tăios sunt ceea ce caracterizează această carte din punct de vedere stilistic. De aceea spun eu că este mai mult decât o operă științifică, este o operă literară, în primul rând, din punctul meu de vedere. Nici n-ar fi putut fi o operă foarte științifică. De ce? Pentru că, nu doar pentru faptul că istoria nu este cu adevărat o știință, pentru că faptele trecute nu se pot reproduce, ci și pentru că toate datele cu care operează acest autor sunt aproximative. Nu există, decât prin excepție, cineva care să fi notat toți morții dintr-un război. Nu există așa ceva în istorie. Nu se știe câți oameni au murit în bătălia de la Waterloo. Iar dacă ne întoarcem în istorie cu sute de ani sau cu mii de ani în urmă, e cu atât mai puțin credibil. Nu se știe dacă, de pildă, ceea ce se povestește în Biblie
este cu adevărat, are o bază istorică reală. Nu se știe dacă Ierihonul s-a prăbușit la glasul miilor de evrei care îi dădeau ocol și dacă toți locuitorii, câți ori fi fost, nu se știe, au fost trecuți prin ascuțișul săbiei fără să fie cruțați. Nici copii, nici femei, nici măcar vite. Autorul lucrează cu aproximații. Dacă însumăm toți morții despre care este vorba, oameni uciși de mâna omului de-a lungul a 10.000 de ani de istorie sau puțin mai puțin, numărul lor este de 500 de milioane, jumătate de miliard. Nu există cifră care a dat această însumare care să fie precisă sau cât de cât precisă. Dacă reduci la jumătate una dintre aceste cifre, rezultatul e foarte plauzibil. Dacă îl reduci la sfert, este la fel de plauzibil. Dacă îl dublezi, este la fel de plauzibil. Nu se știe precis, nu se știe clar, totul sunt, cum să spun, ajustări ale bunului simț, să spunem așa, între diferite extreme. De obicei se spune așa, istoricul cu tare evaluează numărul de morți la cifra respectivă, alt istoric de 10 ori mai puțin sau de 10 ori mai mult sau de 5 ori mai mult. Ei, autorul acesta, Matthew White, face o medie. O medie. Cam cum făcea Caragiale, nu? Da, cam cum făcea Caragiale la adunarea noastră sau reunit 3.000 de oameni, toți minunați. Și în ziarul opoziției spune 300 de nenorociți, vagabonți. Așa, toți beți și așa mai departe. Și atunci Caragiale făcea o medie. Zice, să zicem că au fost cam 1.500 și așa și așa. Nici prea prea, nici foarte foarte. Cam așa operează și acest autor aici. Nu putem băga mâna în foc. Dacă au fost 500 de milioane, dacă au fost 300 de milioane, dacă au fost 700 de milioane, nu putem ști și nu vom ști niciodată. Apoi, nu este vorba de toți oamenii care au fost uciși de mâna omului în istorie. Sunt doar primele 100 de evenimente, ca gravitate. Dar celelalte 1000 care ar urma în clasament, însumează cel puțin tot atâția oameni. Cel puțin tot atâția oameni. Deci putem să socotim la 1 miliard, aproximativ, numărul oamenilor care au fost uciși de mâna omului. Iată numai câteva lucruri pe care am avut să le spun despre carte la nivelul acesta al structurii și, mă rog, al cărții în sine. Însă, fără îndoială că această carte nu este importantă, în primul rând, pentru cartea în sine, ci pentru reverberațiile pe care ea ni le stârnesc în mintea noastră. Această carte pune o problemă metafizică până la urmă. Pune o problemă extraordinar de gravă și de importantă. Dacă n-am fi citit-o, probabil că nu am fi avut atât de puternic sentimentul gravității acestei probleme. Pentru că, de fapt, despre ce este vorba? Este omul o specie ucigașă? Despre asta este vorba. Este omul o specie criminală? A fost omul dintotdeauna o specie criminală? Din această carte observăm un lucru, și anume că atrocitățile care pe noi ne înspăimântă ale celor din statul Isil din acest moment, acele, mă rog, ucideri de prunci, acele orori, mâini tăiate, oameni spânzurați, oameni decapitați, incendiați și așa mai departe, nu sunt o excepție în istorie. Ele sunt regula. Ele sunt regula. Așa s-a întâmplat de-a lungul istoriei în 99% din timpul care s-a scurs. Numai de 200 sau de 300 de ani încoace, unii dintre oameni au putut trăi altfel. În general însă, în istorie, așa s-a trăit și așa s-a murit. Așa s-a trăit și așa s-a murit. Cartea nu vorbește despre tortură, care este o altă față a atrocității. Chiar am citit de curând o astfel de statistică, mă rog, un astfel de clasament cu cele mai teribile torturi din istorie. Nu vreau să vi le povestesc. N-am fost om o săptămână după aceea. Le găsiți pe internet. Găsiți acest clasament pe internet. Ce a putut omul să facă omului?
ce a putut omul să facă omul? Este de neimaginat și de neînchipuit. Și de unde vine toată furia asta autodestructivă, această ură de sine extraordinară a omului, care nu se mai întâlnește în regnul animal? Acest homo homini lupus, de unde vine lucrul acesta? Urmează să ne gândim. Eu nu sunt nici antropolog, nici știu istoric, nici paleontolog și așa mai departe. Dar bineînțeles că problema aceasta, unde malul, de unde vine răul, este străveche. Nu se poate să nu ne gândim că noi venim dintr-o linie din aceasta a maimuțelor ucigașe. Se știe că cimpanzeii, rudele noastre cele mai apropiate, se reuneau în clanuri de adolescenți, cimpanzei adolescenți, pentru că ucigașul, 95% din ucigași și astăzi, în societatea modernă, sunt tineri între 16 și 25 de ani. Bărbați tineri, aceștia sunt ucigași. E vorba de, probabil, testosteron, e vorba de hormon. Acești cimpanzei se reuneau în hoarde care vânau cimpanzeii din celelalte grupuri. Fiecare grup de cimpanzei era în război continuu cu ceilalți. Așa s-a întâmplat și de-a lungul istoriei și se întâmplă și astăzi în societățile mai puțin avansate. Exact, împăratul muștelor, acolo totul este atetipat. Așa s-a întâmplat și așa se întâmplă tot timpul. Deci există o dimensiune extraordinar de puternică. Fața întunecată a omului, Mr. Hyde, jumătatea lui Dr. Jekyll. Omul are aceste două fețe, asemenea lunii. Are o față luminoasă și o față întunecată. Freud vorbea de instinctul vieții, instinctul erotic și instinctul morții sau tanatic. Există în om acest instinct tanatic. Este lucrul împotriva căruia noi luptăm. Lucrul împotriva căruia a vorbit Iisus până la urmă, nu? A vorbit împotriva omului negru din noi. Împotriva răului. Există în om această dualitate. Și cartea lui, și cu asta termin, că am vorbit mult prea mult, cartea lui Matthew White ne vorbește exact despre om. Despre faptul că nu trebuie să uităm nicio clipă ce zace în noi. Și nu în mari ucigași, nu în Pol Pot sau în Stalin sau în Hitler sau în fiecare dintre noi. În fiecare dintre noi există un Stalin, un Pol Pot, un Mao Zedong. Asta nu trebuie să uităm, pentru că dacă uităm, nu ne cunoaștem pe noi înșine. Walt Whitman spunea, de câte ori văd un ucigaș închis la pușcărie, mă identific cu el. Eu sunt acel ucigaș. De câte ori văd o prostituată, eu sunt acea prostituată. Acest lucru ne spune foarte bine și această carte. Iertați-mă că vă mai țin un pic, dar vreau să dialoghez un pic cu Mircea. Într-adevăr, când vezi fiara din noi, te gândești că nu mai are pereche în lume. Cred totuși că asta este o lege naturală. Și vreau să vă spun că acum vreo săptămână a plâns sufletul în mine la o banalitate absolută în regnul animal. Eram pe National Geographic, în care o vulturoaică avea doi pui, unul gras și unul slab, și a adus mâncare exclusiv celui care promitea să trăiască și m-am identificat evident cu vulturașul mic care întindea fața disperată să-i dea și lui i-a dat o aripă și l-a dat jos din cuib. Peste tot în natură, lei își mănâncă pui ca să se acupleze cu mama, deci se mănâncă exemplarul care nu merge mai departe, se dă de o parte, se aruncă. Sau îl mănâncă tocmai pentru a supraviețui. Deci este o lege naturală a fiarei din auzul nostru. Cultura este cea care, pardon de majoritate, îmblânzește fiara din noi. O mai dedersează. Între Caliban și Prospero sunt cărțile lui Prospero. Bun. În al doilea rând, și cu asta închei, vreau să vă spun că această carte ne și decomplexează. Că pe noi, ca români. De ce? De vreo 7-8 ani, când au început să iasă istoriile normale și dicționarele pe piață, am fost șocat că noi, care era mamăliga, care nu explodează, românul tolerant, carul cu boia lui Grigorescu, care merge pe la leu până istorie, dragi, avem cel mai mare număr, 4,
de premieri asasinați. Din toată Europa, numai noi ne-am asasinat 4 premieri. Bun. Și în al doilea rând a apărut un dicționar al limbii mediu românesc, care în vreo 200 de ani au fost vreo 150 de domnitori, toți s-au decapitat între ei, s-au părât la Stambul, s-au înnecat. Doamne, dar ce este înăuntru nostru că ne decapităm în continuu? Și o luăm mereu de la capăt fiecare domnitor, fiecare partidă boierească, rusofilă, turcofilă, austrofilă, fiecare visa să-l părească pe ăla și să-l radă. O fericire să moară și vaca lui Ion. Am descoperit că nu eram decât sincron cu toată lumea și toată cartea arată exact cum spunea Mircea, așa de nonșalant, ca niște scame de pe umăr, îți arată că era o legitate ca fiecare pașă, fiecare sultan, fiecare rege, fiecare împărat care ajunge în capul mesei, începe prin a-și decapita fii, nepoții, soțiile. Tot era un complot etern în care trebuia să se elimini rivalii. Și că nu numai brâncoveanul al nostru dădea șpagă la 7 pașale, știind că unul se va alege sultan, ci că peste tot în lume, conspirațiile, sferele de influență, eminesc pe iarăși are dreptate, toate câte au fost odată, în prezent le avem pe toate. Așa că dacă citim atent în filigran cartea asta, vedem și prezentul, poate și viitorul, deși nu se știe, dar mai vedem ceva. Vă mulțumesc! Vreau să te completez, dacă se poate și dacă îmi dai voie, Dan. Patriotismul nostru e hrănit, într-adevăr, în această carte de singurul român care este citat în clasamentul marilor ucigași, și anume de Vlad Țepeș. Vlad Țepeș, care e creditat cu 100.000 de victime. Nu e foarte bine pentru clasamentul respectiv, e așa un copilaș nevinovat așa, în clasament, dar e nici rău, nici prea rău nu este, nu? Dacă te gândești cum au sfârșit acele victime, trase în țeapă toate, pădurea de țepi, sub care voievodul mânca, bea din cupe de aur și așa mai departe, așa cum e descris în faimoasele ilustrații. Da, mai adaug două lucruri. Unu, la capitolul premierii asasinați am fi putut face mai mult. Doi, la capitolul mai selectiv, există o grămadă de alibiuri pe care Matthew White le strecoară în cartea asta. Unul este foarte interesant, mai ales din perspectiva unui bibliotecar. Dacă n-ați fi avut atâtea măceli, n-ați fi avut literatură, n-ați fi avut Macbeth, n-ați fi avut Titus Andronicus, n-ați fi avut Război și Pace, n-ați fi avut Războiul Sfârșitului Lumii. Așa că ziceți mersi că omul este atât de odios pentru că el a hrănit marea literatură. Gata, mulțumesc. Mulțumesc mult tuturor invitațiilor pentru că au acceptat invitația de a ne împărtăși gândurile lor legate de această carte. Sunt gânduri care merită aprofundate prin lectura cărții. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Luna februarie este o lună plină de evenimente. La librăria Humanitas de la Cismigiu vor fi lansate multe cărți de mare valoare. Așa că vă așteptăm cu drag și în săptămânile următoare. Mulțumesc!